meu turneu de mare șlem. Mă simt pregătită pentru ce urmează și îmi doresc să fac un meci foarte bun. Spune-ne cum au fost cele trei partide din calificări. Au fost niște meciuri emoționante, în primul rând, fiind primul meu turneu de Grand Slam la senioare. Eu zic că m-am descurcat destul de bine. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, echipei, familiei mele și sponsorilor mei, și să mă susțină în continuare cum au făcut-o și până acum. A fost acum Wimbledon, însă când erai mai mică, visai să ajungi prima dată la un alt turneu de mare șlem? Da, Wimbledon a fost turneul meu favorit încă de la juniori. Am jucat bine aici în 2014 și am știut că mă voi întoarce la un moment dat pentru a juca la senioare. Îmi doresc să fie primul meu Grand Slam câștigat aici. Vei juca în primul tur cu Agnieszka Radwanska. Spune-ne la ce te aștepți. O știi și de pe la televizor și prin meciurile din circuit? Da, ce pot spune? Toate meciurile sunt grele aici. Îmi doresc să fac un meci foarte bun, solid, să dau tot ce pot și vom vedea ce va ieși. Spune-ne cum a fost acest sezon. Ai avut o performanță bună și la Praga. Cum ești din punct de vedere fizic, pentru că ai avut probleme în trecut? Da, am avut probleme. Am avut o accidentare destul de urâtă. Acum mă simt bine, m-am recuperat. Pot să spun că sunt bine fizic în momentul de față. Mi-am schimbat și echipa. M-au ajutat foarte mult să trec peste acea accidentare, în primul rând mental. Și acum sunt pregătită. Spune-ne care sunt jucătorii tăi favoriți în circuitul masculin și feminin, pe cine ai admirat încă de când ai fost mai mică? Pot spune că prima mea jucătoare favorită a fost Maria Sharapova, pe care încă o admir și îmi doresc cândva să joc împotriva ei și, desigur, să o înving. Desigur, Simona este cea mai bună jucătoare a lumii. Îmi doresc să ajung și eu într-o zi ca și ea. Și la băieți e mai complicat că nu prea mă uit, nu prea urmăresc tenisul la băieți, însă cred că unul din favoriții mei este Nadal. Spune-ne cum te-ai caracteriza în afara terenului. Sunt o jucătoare, de fapt nu o jucătoare, o persoană, cred că destul de prietenoasă și, nu știu, încerc să fiu sociabilă cu toată lumea, drăguță. Și cam atât. Lovitura preferată? Lovitura preferată, nu pot să spun. Bine, reverul. Am văzut că ai avut rezultate bune și în săptămânile dinainte de Wimbledon pe iarbă. Chiar dacă n-ai câștigat, ai creat probleme unei jucătoare de top 20, cum e Rybarikova. Spune-ne cum te avantajează jocul pe iarbă. Da, mă simt foarte bine pe iarbă. Cred că este una din suprafețele mele favorite. Într-adevăr, am jucat împotriva Rybarikovei la Nottingham. A fost un meci, eu zic, destul de solid, destul de bun, foarte bun pentru mine, pentru viitorul meu. Am simțit că pot fi și eu acolo printre ele, în top, și îmi doresc să muncesc din ce în ce mai mult ca să am parte de asemenea meciuri zilnic. Spune-ne care sunt cele mai apropiate prietene din circuit, conaționale bănuiesc. Da, sigur. Mă înțeleg în general cu toate fetele, cu Monica, cu Ana, cu Sorana. Am prietene cam din toată țara, din toată lumea, mai ales că am jucat foarte mult la juniori. Și nu pot să spun că am una care este preferata mea. România are pentru prima dată 8 reprezentante pe tablou principal. Spune-ne ce reprezintă pentru țara noastră o astfel de performanță, un număr atât de mare de jucătoare. Pot spune că este o performanță remarcabilă, uluitoare, sincer. Pentru o țară atât de mică ca noi, din multe puncte de vedere, să avem 8 jucătoare pe tablou înseamnă un lucru foarte, foarte mare. Și sper ca lumea să ne susțină în continuare, pentru că asta este foarte important, să ajungem pe un teren central, să vedem că jumătate sau chiar mai mult de jumătate din oameni sunt români, vin să ne susțină, să ne încurajeze la fiecare meci. E foarte important pentru noi.